Nu te identifici nici ca bărbat, nici ca femeie. Ce înseamnă asta? Porți machiaj, porți oaje de unghi, să gesticulezi prea mult este considerat feminin. Pe lângă faptul că ești persoană non-binară, ești și bisexual. Păi da, îmi plac și fețele și, de fapt, băieți tot. Tu cum vezi Republica Moldova? Este un stat homofob? Se consideră, de fapt, de parcă noi nu existăm. Dacă ai avea de ales, te-ai căsători cu o femeie sau cu un bărbat? Discutăm cu Maxim Cuclev, un tânăr din Republica Moldova de 21 de ani, care se consideră o persoană non-binară, adică nu se identifică nici ca bărbat și nici ca femeie. Maxim, salut! Bună! Mulțumesc că ai acceptat să vorbești deschis despre subiecte considerate tabu în societatea noastră. Ai venit machiat astăzi la interviu, da. De obicei mergi așa prin Chișinău, pe da, stradă? Aleg de fapt să mă arăt așa. Și port și machiaj, port și oaje de unghi, adică cum mi-e comod, așa și mă duc prin străzi. Așa, și care sunt reacțiile cetățenilor? Iată. Reacțiile sunt diferite. De fapt, persoanele pe stradă de obicei sunt speriați, dar de obicei le e frică să spună ceva. Dar mai au fost cazuri când am fost agresat verbal, anume. Ce zic? Anume din cauza exteriorului, da? Că văd că ești machiat stringent. Uh-huh. În experiența mea, cazurile mai mult au fost într-olibus și toate persoanele, de fapt, erau bărbați. Îmi spuneau că mi-am murdărit unghiile, spre exemplu, sau că am ceva pe față și așteptau o reacție, dar eu nici nu dădea. Uh-huh. Așa cum... Așa, deci, hai să explicăm de la început pentru cei care ne urmăresc de ce ai venit aici, una dintre puținele persoane din Republica Moldova care ai declarat deschis că ești persoană non-binară, deci nu te identifici nici ca bărbat, nici ca femeie. Ce înseamnă asta? A fi o persoană non-binară înseamnă să nu fii într-un sistem binar care este sau bărbat sau femeie, adică să fii logic sau 1 sau 0 sau, nu știu, culoare roz, culoare albastru. Așa cumva, asta înseamnă că experiența ta nu aparține nici boxului bărbat și nici boxului femeie. Adică tu te simți într-un fel în total diferit. Mm-hmm. Dar când și cum ai realizat acest lucru? Eu aș vrea să spun că m-am conștientizat când am fost în vârstă de 19 ani și pur și simplu m-am uitat înapoi în copilărie și în viața mea adolescentă și am realizat că, de fapt, eu niciodată nu mă consideram un bărbat. De fapt, cum îl știm termenul noi. Uh-huh. Și nici nu pot spun că sunt o femeie. Și am ales, de fapt, să aparțin acestui termen. Uh-huh. Hai să vorbim un pic despre copilăria ta, cumva... Zici că de atunci ți-ai amintit anumite chestii și ai înțeles că, de fapt, și în perioada de adolescent nu te-ai considerat bărbat. Cum se manifesta? Cum era viața ta? Iată, te-ai născut într-o familie din Chișinău? Uh-huh. Da. Într-o simplă familie din Chișinău, da, am și tată și mama. Sunt într-o relație până acum. Adică nu eram dintr-o familie neplină sau ceva din listă. Și... nu știu, eu pur și simplu trăiam viața și în anumite momente simțeam că sunt un pic diferit decât alții. Iată, în ce moment? Haide să încercăm să analizăm. Nu știu, uneori vorbeam cumva și asta de fapt se considera că este prea feminin convențional, cum s-ar spunea. Sau, nu știu, uneori am fost considerat și cam bărbătesc, uneori și cam feminin. Așa că chestia a fost cam complicată. Nu puteam să-mi găsesc un loc unde ar putea să fiu în viața asta. Dar în momentul în care deci ai ajuns la adolescență și ai înțeles că de fapt ești un pic mai diferit decât ceilalți, cum se manifesta asta? Nu știu, colegii îți spuneau ceva? Cum erau discuțiile atât la școală, spre exemplu? Care era în școală, mai ales în vârsta adolescentă, avea loc foarte mult bullying-ul. Dar avea loc peste tot, peste toți copiii și, nu știu, peste toate persoanele care erau în clasă.
Și aveam o atmosferă așa violentă, de fapt, în clasă. Nu știu, s-a primit pur și simplu așa. Trăim doar în raport cu tine sau cu și cu alți colegi? Doar în raport cu tine era atitudinea asta violentă? În raport cu mine, dar și în raport cu alți persoane, de fapt, tot a fost, dar pe o altă tematică. Adică eu anume primeam bullying-ul pentru faptul că sunt uneori feminin. Dar tu atunci, cum se manifesta asta? Strict modul cum vorbeai, cum te comportai, cu cine comunicai, cum comportamentul ăsta feminin se manifesta? Să spun așa că la noi societatea gândește foarte stereotipic, adică să gesticulezi prea mult este considerat feminin, să ridici vocea sau încă ceva, tot este considerat feminin într-un fel. Și, nu știu, să porți anumite culori, spre exemplu, sau să alegi anumite interese, nu este bine, să spunem așa, pentru un bărbat. Mm-hmm. Pentru o persoană care considerăm bărbat. Mm-hmm. Și erau motive? Cum erai îmbrăcat, spre exemplu, tu la școală? Într-o clasă anumită eu m-am bopsit părul și era de culoare negru închis. Și asta a fost ceva ieșit din minte pentru colegii mei și din clasă paralelă tot băieții se apropiau de mine și îmi spuneau ceva urât. Nu consideram că aveam o șansă să-i răspund atunci pentru că mă simțeam că ar fi agresat în această situație. Și cum a evoluat, iată, percepția asta ta? Deci la un moment dat tu ai înțeles că nu te identifici nici ca băiat, nici ca fată. Cum ai obținut informații? Pentru că în Republica Moldova, eu încercând chiar să caut informații despre persoane non-binare, am înțeles că e destul de puțin, chiar și în presa din România, destul de puțină informație apare. Tu cum ai înțeles că, de fapt, există și un alt gen decât strict bărbat sau femeie? Pentru mine, o mare salvare a fost limba engleză. Asta a fost ok pentru o ușă de o complet altă lume. Și prin limba engleză puteam să găsesc informații și din alte țări și din alte spații informaționale și cu acestea eu puteam să aflu mai mult. Și în modul ăsta eu și-am găsit despre faptul că există și teoria queer theory care permite de fapt că există și alți geni decât bărbați și femeie. Și de fapt în istorie avem faptele din diferite culturi unde putem găsi un alt gen. Mm-hmm. Și asta când ai aflat-o? Iată, îți amintești acea zi, vârsta, ce clasă erai atunci? Câte puțin găseam prin ani, adică cât mă maturizam, eu găseam ceva despre acest diferit gen și am ajuns la autoconștientizare, așa cum am spus, la vârsta de 19 ani. Ce s-a întâmplat atunci? Cum ți-ai spus tu asta? Cum tu ai realizat pentru tine? Ok, eu sunt persoană non-binară. Într-o zi pur și simplu reflectam viața. Am văzut ce am avut în viața mea. Mi-am adus aminte cum m-am simțit pe parcursul anilor și cum mă văd acum. Și am ajuns la o concluzie, la o astfel de concluzie. Care au fost pașii tăi atunci, nemijlocit? Cum ai reacționat? Mi-am spus, ok, asta de fapt makes sense, cum se spune. Adică mă văd într-o acest box care se numește persoană non-binară. Adică mă simt că mă aparține. Și ai mers la părinți, ai mers la profesor, unde erai nemijlocit atunci? Cum s-a întâmplat că m-ai anunțat și public despre asta? Eu pur și simplu am început să vorbesc despre asta în public sau când eram întrebat și aduceam asta în conversație cu prietenii mei. Spuneam că, iată, de fapt, am realizat că sunt o persoană non-binară. Și totuși dacă sunt o persoană non-binară și nu mă consider nici bărbat, nici femeie, prefer pronumele el. Și utilizez adică adjectivele tot de gen masculin. Dar prietenii cum au reacționat, iată, când le-ai vorbit despre acest lucru? Nu știu, pe parcursul timpului la mine s-au pierdut prietenii care erau împotriva autoexprimării mele și faptului că nu sunt o persoană heterosexuală
Și așa că la moment dat când am ajuns la realizația că sunt o persoană non-binară, n-am avut nicio problemă cu prietenii mei. M-au acceptat și pur și simplu au ținut asta în minte și gata. Acum ai prieteni, nu știu, ai un număr de persoane cu care comunici. Sigur că. Și poți să le spui da. Tot. Băieți, fete, cum? Și băieți și fete. Mm-hmm. Și persoane non-binare tot. Pe lângă faptul că ești persoană non-binară, ești și bisexual. Da. Deschis oficial ai declarat despre asta. Despre asta ai vorbit și cu părinții. Da, despre asta am vorbit explicit. Hai, tu când ai realizat că ești, pentru că din câte înțeleg o persoană non-binară, nu obligatoriu este o persoană bisexuală. Da, corect, deloc nu e obligatoriu. Hai să înțelegem un pic când ai înțeles anume orientarea cumva sexuală, da. Eu, de fapt, creșteam cu realizarea că nu sunt o persoană heterosexuală, pentru că aveam anumite sentimente față de și fete și băieți. Și înțelegeam, poate eu am văzut asta, dar uneori nu, de fapt, înțelegeam. Pentru că îmi spuneam, de fapt, că, ok, probabil eu vreau să fiu prieten foarte bun cu acest băiet și am astfel de sentiment și vreau să fiu mai aproape de el, etc., etc. Dar în realitate, da, în realitate, de fapt, a fost raționalizare și eu pur și simplu aveam sentimente pe care nu puteam să le accept. Aha, când ai înțeles asta? Am ajuns la înțelegere, cred că la vârstă de 17 ani. Și mi-am spus că, ok, cred că sunt o persoană bisexuală și am început să trăiesc cu asta, dar nu puteam să-i spun nimănui și stăteam așa singuratic într-un fel cu această realizare și numai după ce eu am absolvit de școală, eu am început să spun prietenilor. Cum le-ai spus despre asta părinților? Ți-amintești acea zi? Cum ai luat decizia? Într-o zi, tata a început o conversație cu mine despre viața privată. El a venit la mine cu o întrebare, de ce tu n-ai pe nimeni? Adică, unde este această persoană, unde este această fată? Și eu spun, la moment n-am nicio fată, la moment sunt singură și gata. Adică nu știu ce pot să-ți spun încă aici. Și el mă întreabă încă o întrebare și apoi încă o întrebare despre viața mea romantică. Și socială tot și el a ajuns la întrebare, dar în genere, îți plac fetele? Și eu mă gândesc, acum e moment și cred că pot să spun și nu văd niciun sens să aștept încă. Și am spus, păi da, îmi plac și fetele și de fapt băieți tot. Și el s-a șocat un pic. A fost șocat. Da. Cum reacția lui? A spus ceva? A tăcut? A tăcut. A tăcut și a stat așa un minut, poate, două, și apoi el a spus, bine, ok, și m-a întrebat încă niște întrebări așa constructive, cum tu ai realizat, etc., etc. Și ne-am vorbit și eu am avut o foarte bun sentiment după conversația asta și el mi-a spus, ok, eu n-o spun mamei, pentru că o să fie un secret. Și am spus, pentru ce să fie un secret și nu văd nicio problemă să spun mamei tot. Și am spus mamei eu singur, ține stătător, în aceeași seară. Mama a reacționat foarte liniștit, dar eu am văzut că a avut un fel de foc înăuntru. Enervat. Da, a fost enervat, să spunem așa. Dar și-a păstrat calmul. Da, și-a păstrat calmul și a fost așa. Ok, alegerea ta. Eu nu pot spune nică, dar nu m-a suportat. Asta a fost evident și așa și a trecut conversația, nu știu. Așa, și după ce a urmat? Deci comunicarea între voi a suferit schimbări, s-a schimbat atitudinea. Când s-a întâmplat asta mai exact? Doi ani în urmă. De atunci cum comunicați? Comunicația, de fapt, sufăra mult, pentru că la noi relația este foarte complicată, dar mă rog, la multă lume este relația foarte complicată cu părinți. La mine, în cazul dat, trebuie să știm că a avut loc și abuzul emoțional, dar noi știm de asta și lucrăm cu asta tot și
adică ne mișcăm spre un viitor frumos și bun în relația asta. Dar cum s-a manifestat acest abuz emoțional? Manipulații și manipulații de sentiment de vină, spre exemplu, foarte des a avut loc. A avut loc și controlul emoțional, mai ales tot. Cum au reacționat rudele? Nu știu, ați discutat despre asta? Apar întrebări la părinți? Cu familia mea extensivă eu, de fapt, nu comunic atât de des și nu apar în ansamblajul plin, să spunem așa, și cu machiaj și cu oja. Nu știu dacă sunt întrebări la părinții mei, pentru că noi nu atingem tema asta. Și, de fapt, noi nu vorbim despre viața mea privată acum deloc. Preferăm să ignorăm elefantul în cameră, spunem așa, cum eu stau singur. Aha. Dar mai înainte erau, de fapt, cazuri când, tot am început de la oja și din această oja am avut foarte mare scandal. Au fost niște case-uri când certam foarte mult și una dintre părți de obicei plângea, adică abuz emoțional despre care vorbeam. Și am ajuns noi la înțelegere că de fapt este corpul meu și dreptul meu, așa că este alegerea mea și eu port și responsabilitatea și dreptul de a alege așa. Și că eu nu vreau să ascult despre asta mai mult și după asta s-a încetat. Dar modul ăsta de a-ți exprima cumva, deci de ce ai hotărât să vopsești ochii, buzele, cercelă în urechi, unghii vopsite? Ce înseamnă asta pentru tine? Cum tu explici? Asta nu înseamnă ceva mare. Eu pur și simplu într-o zi aveam chef să fac așa. Îmi place culoarea. Îmi place autoexprimarea artistică și pur și simplu am ales să arăt așa. Și într-o zi port machiaj, într-o zi nu port machiaj, într-o zi pot să-mi vopsesc unghiile, într-o zi pot să nu vopsesc. Și cam asta. Asta este un instrument pentru a mă exprima. De momentul în care tu ai realizat că ești bisexual, ai avut relații de dragoste? Ai fost într-un... N-am avut niciodată o relație serioasă și într-un fel, să spunem, plină. Am avut niște sentimente reciproce, să spunem așa. Da, și cu băieți și cu fete. De scurtă durată. Da, să spunem așa, de scurtă durată. Vreau să înțeleg, în Republica Moldova, o persoană bisexuală, în momentul în care, unde, cum vă întâlneați, pentru că știm la noi societatea cum reacționează atunci când vede doi băieți pe stradă, ținându-se de mână. Rar cineva și-ar permite așa ceva. Deci la voi cum era? Vă relații ascuns? Cum comunicați? Cum vă întâlneați? Dacă era cu băiat, da, natural că ar fi ascunsă. Mai mult, după zi de apartamentului, sau undeva unde nu e multă lume și nimeni nu poate să vadă. Dar băieții, da, cu care ai avut o relație, fie ea și de scurtă durată, ei toți se identifică ca bisexuali sau ca homosexuali sau toți sunt persoane non-binare? Ați discutat despre asta? Adică dacă este un băiat, nu poate fi o persoană non-binară pentru că este băiet. Nu. Da, spun asta. Da, am înțeles. Dar, da, am avut și ceva reciproc, am avut și cu băieți gay, adică homosexuali, am avut și ceva și cu o persoană bisexuală tot. Adică asta, nu știu dacă contează aici. Dar cu fete comunicarea? Cu fete comunicarea, în adolescență mai ales nu eram perceput serios, mai ales și ca o persoană cu care ar putea fi ceva romantic, pentru că eu am fi citit feminin, să spunem așa. Da. Deci sunt mai mult cu băieți, totuși. Mai mult cu băieți a fost, dar a fost și cu fete, și cu fete mai după vârsta de adolescent, spunem așa. Aha, am înțeles. Când am întâlnit persoane care sunt mai deschis la minte, să spunem. Dar cât de deschiși la minte sunt în Republica Moldova oamenii sau persoane? nu știu cum pot să identificăm
cât de deschisă este persoana la minte, dar mai mult generația tânără este mai deschisă acum. Tu cum vezi Republica Moldova? Este un stat homofob? Sau în ce măsură, iată, drepturile persoanelor LGBT sunt respectate? Ca stat, dacă noi vorbim despre guvern, poate nu. Adică da, este homofob de fapt și nu cred că drepturile de fapt sunt respectate, pentru că mult de fapt se încalcă. Nu știu, oamenii care nu sunt heterosexuali sau nu sunt cisgen, foarte des sunt invizibili la noi în stat. Se consideră de fapt de parcă noi nu existăm. Dar de ce sunt invizibili? Pentru că nu sunt în mainstream, pentru că nu sunt acceptați și pentru că sunt percepuți ca ceva abnormal. Și este o tematică tabu, cum tu ai spus. Despre asta noi nu vorbim. Dar nu vorbesc cine? Persoanele LGBT, homosexuali, gay, lesbienele, nu știu. Sau nu vorbește societatea? Societatea. Adică, cum ziceai tu, există majoritatea, elefantul să în casă și nu se vorbește. Da. Așa, tu ai avut situații în care ai fost discriminat, anume pentru modul în care te identifici? Aș spune așa, pentru că am avut situații și la universitate, tot de la colegi, când am avut niște vorbi din spate, să spunem așa, și erau râți. Ce vorbe? Mai ales că, adică discursul de ură, mm-hmm. mai des. Mai ales în rusă, adică pidră și etc. etc. Mm-hmm. Adică te numeau colegii de grupă sau că? Da, dar niciodată mm-hmm. nu în față. Nu în față. Mm-hmm. Și cum crezi, de ce, iată, există la noi în societate o asemenea atitudine în contextul în care suntem în secolul 21? Societăți tolerante există și fiecare cumva are dreptul să trăiască așa cum el vrea. De ce la noi încă există asemenea? Cred că nu avem destul acces la informație și nu suntem destul de educați. Adică persoana care, spre exemplu, știe limba engleză poate să-și găsească informația care el sau ea vrea, inclusiv și despre LGBTQ+. Și la noi multă lume, de fapt, nu știe engleză atât de bine pentru a-și găsi informația. Și, nu știu, în română nu cred că avem foarte multă informație despre această tematică și nici majoritatea nici nu vine în gând să găsească această informație sau aș informa. Dar pe lângă faptul că, iată, erai cumva numit sau agresat verbal, să zicem, au fost situații când cineva te-a lovit, când cineva a încercat cumva, nu știu, să te atace? Atace, de fapt, n-am avut. Adică am luptat cu alți băieți în școală, au fost cazuri, de fapt, dar asta a fost pe... N-am fost, adică, agresat de la început. Uh-huh. A ajuns la această agresie, dar de pe ambele părți. Uh-huh. Pentru că eu tot, de fapt, răspundeam cu tot violență, să spunem. Da? Tu cum reacționai când cineva, de exemplu, te numea urât? Tu vineai cu replici înapoi sau care este? Tot cu replici. Uneori eu tăceam, uneori eu răspundeam tot cu ceva violent. Adică mm-hmm. în cuvinte sau cu pumnele tot. Mm-hmm. Deci te-ai bătut la da, școală, la universitate? Nu la universitate, dar la școală. Dar ți-ai făcut studiile la Universitatea Tehnică. Tehnică, mm-hmm. da? Specialitatea? IT. Mm-hmm. Tehnologie informaționale. Și ai finalizat studiile tot? Acum finalizez. Încă ești în proces de studii. Și acum colegii tăi știu că te identifici ca o persoană non-binară, deci nici ca bărbat, nici ca femeie și că ești bisexual. Ei cunosc? Aș spune că unii da, alții nu. Cei care sunt abonați pe mine, nu știu, pe rețele de socializare, știu, pentru că scriu despre asta. Uh-huh. Și noi, așa explicit, nu vorbim despre asta pentru că nu suntem atât de apropiați unul de altul. Mm-hmm. Dar vorbind nemijlocit despre societate, iată, tu ziceai că dacă te întâlneai cu un băiat în Republica Moldova, trebuia unde nu sunt oameni, unde nu este nimeni, unde sunt locuri așa mai retrase. Te deranjează chestia asta? Sigur că. Da, asta e ceva în primul rând inconfortabil, să spunem așa, și aș vrea să trăiesc într-o lume unde nu trebuie să fac asta.
Pentru că asta e pur și simplu chestia mea personală cu persoana cu care eu fac asta și nu implic, de fapt, a treia persoană de pe stradă sau... nu știu. Cu siguranță sunt oameni care o să se întrebe, da, deci în momentul ăsta, e ok ca să meargă doi băieți, zicem, da, de mână, pe stradă să se sărute. Tu consideri că e ok asta? Asta e firesc, așa că și un bărbat și o femeie ar merge și aș împărtăși un sărut, spre exemplu. Deja prevăd anumite întrebări. Ce ar trebui să-i spună un părinte copilului său în momentul în care vede doi băieți? Chiar dacă tu te identifici ca persoană non-binară, vizual merg doi băieți de mână pe stradă și se sărut. Ce ar trebui să-i spună părintele copilului? Două persoane își exprimă iubirea. Pur și simplu asta. Adică nu crezi că totuși, pentru că la noi există percepția asta în societate, că dacă copilul o să vadă un băiat cu un băiat că se sărută, imediat o să devină gay. Imediat o să devină, da, homosexual. Nu lucrează asta așa. Asta e ceva ce vine dinăuntru. Așa că, pur și simplu, din faptul că tu ai văzut ceva, asta nu imediat... Nu imediat asta... Cum aș spune? Nu prea ia... Nu prea ia asta faptul că nu prea copilul... vede ca o normalitate, da, sau așa. Adică fiecare copil, pe măsură ce crește, realizează care sunt preferințele de mijlocit sexuale și cum se identifică. Și dacă copilul ăsta ar fi copiat comportamentul ăsta, asta nu e ceva rău. Adică dacă copilul este gay, ok, el este gay. Dacă nu este gay, ok, nu este gay. Pur și simplu așa. Mhm. Cum crezi, când în Republica Moldova o să ajungă la o asemenea atitudine față de persoanele homosexuale? N-aș putea să spun când anume, adică sper că în timp de 20 de ani o să ajungem la un stat bine pentru toți. Dar suntem în direcția aia? Corectă? Adică tu vezi cumva schimbări, pentru că eu... În calitate de jurnalist, de-a lungul timpului, am tot discutat cu diferite persoane și nu prea văd să schimbe cumva atitudinea cetățenilor față, adică, da, în mediul cumva intelectual, oamenii sunt mai toleranți, mai înțelegători, dar așa, per ansamblu, atitudinea e că stați voi acolo unde stați, nu ieșiți, nu vă manifestați și nu spuneți că existați. Nu știu cum să spun aici într-un mod complet, așa că în societate eu văd cazuri când, adică dovezi că devine mai bine. Dar în guvern, eu personal n-aș putea să spun că, iată, mergem spre o cale foarte bună pentru noi. Mm-hmm. Dar ce părere ai tu despre marșurile organizate de comunitatea LGBT? An de an, practic, în ultimii ani au fost organizate. Adică nu organizează toată comunitatea LGBT, organizează o mică parte. Și adică ce spun, eu și am adică eu și participam anul precedent în marșul tot. Asta e marșul pentru drepturi persoanelor care fac parte din acest acronim LGBTQ+. Asta pentru a spori vizibilitatea persoanelor astea. Și pentru a atrage atenția la drepturi care sunt încălcate și pentru a spori vizibilitatea, pentru că, cum am spus mai devreme, suntem invizibili, într-un sens. Dar ce drepturi sunt încălcate, iată, la comunității? Pentru o viață deplină, pentru că suntem discriminați împotriva când noi vorbim despre viața noastră personală, da, și cotidiană tot. Uneori ceva este considerat, nu știu, tabu sau neadmisibil și despre asta noi certeam foarte mult cu... Dar cei care spun, iată, vin contramanifestanți la aceste marșuri și zic că, bine, voi existați, dar stați acasă, nu ieșiți în centrul Chișinăului și manifestați. Tu cum le răspunzi unor asemenea? Dacă persoane? Eu stau acasă, eu mor de foame, trebuie să ies la magazin, spre exemplu. Da, sau da, trebuie deci, să ies cu prieteni. Deci stați acasă, nu manifestați prin formă de marș. Cu siguranță în magazin nici nu se discută. Adică nu okay, obligatoriu okay, pot să răspund și voi stați acasă atunci. Nu exprimați iubirea deloc. Pentru ce voi puteți să o exprimați și eu nu pot. Asta cumva nu e egal.
Tu ai fost vreodată în situația în care stai și cineva să zic că nu ți exprima iubirea? Da, a fost, adică... Cum? Descriu. Așa și spunea persoana, adică de ce voi asta aduceți pe stradă, țineți asta acasă și niciodată nu demonstrați, dar și voi nu demonstrați. Așa, asta e inegalitatea pe care o avem cotidian, de fapt, din zi în zi. Dar contramanifestanții de obicei vin ghidați de un preot sau un grup de preoți. Iată atitudinea bisericii față de comunitatea LGBTQ+, da? Care este atât de categorică. Uh-huh. Cum crezi, cum apreciezi în general atitudinea bisericii față de... Biserica la noi, mai ales ortodoxă, de fapt ține... monopolia, să spunem așa, că toți suntem, de fapt, creștini și toți suntem, de fapt, ortodoxi, dar există și nu știu, există și islam, spre exemplu, există și alte religii și unii persoane, de fapt, sunt ateiști. Da, tu cum te... Mai consider ateist. Ateist, da. Dar asta nu înseamnă că toată comunitatea LGBTQ este... Nu, deloc nu înseamnă. Ateist. Fiecare are religia sa. Eu personal nu cred în existența Dumnezeului cum este descris în Biblia, adică în religia ortodoxă. Poate și este o forță cumva așa abstractă. Poate și există, adică asta e agnosticism, să spunem așa. De pe partea mea. Adică ateist agnostic, să spunem. Mm-hmm. La biserică nu mergi. La biserică nu. Adică pot să merg să văd cine înăuntru. Dar când erai mic, când călătoresc, ai fost botezat. Da, am fost botezat. Părinții tăi sunt creștini ortodoxi. Da. Și când ai realizat tu, iată, că ești ateu? La mine în familie și religia n-a avut atât de mult loc în familie. Adică da, suntem toți botezați și botezate, dar și toți, de fapt, nu știu, felicităm și Paște și... Sărbătorim, da. Sărbătorim și Paște și... Crăciun și... Da, și Crăciun, etc. Dar, nu știu, nu suntem atât de religioși, să spunem. Adică după timpul sovietic a rămas asta, nu știu, 50 la 50, suntem și religioși și ateiști într-un sens. Dar cum crezi, de ce biserica este atât de categorică în privința persoanelor homosexuale sau comunității LGBTQ+? Nu știu de ce anume, dar cum văd eu, persoanele care sunt care se numesc de fapt comunitatea bisericească, spun că persoanele neheterosexuale de fapt sunt ceva care aș... Este un considerat păcat. Și păcat, și ceva ce nu este natural, și ceva ce ar fi un pericol pentru institutul de căsătorie și familie tradițională. Așa că noi suntem considerați netradiționali, dar nu consider că căsătoria este ceva de tradiție, asta ține mai mult de iubire și alegere. Eu cred. Deci nu există un pericol pentru instituția familiei, da, din partea comunității LGBTQ+. Ca să înțeleagă și cei care sunt... Eu nu văd niciun pericol. Eu nu văd cum putem să luăm căsătorie de la o altă persoană și să spunem că, iată, voi nu aveți căsătorie pentru că sunteți heterosexuali. Curios. Dar iată aceste reacții, pentru că am văzut de-a lungul timpului preoți care veneau, dădeau cu acheasmă la marș, tot așa. Cum le percepi? Le percepeți voi? Iată. Nu există, pentru că veneau oameni, aruncau cu ouă, au atacat autobuzul cu persoanele LGBT. Vezi frică? Adică totuși există anumite riscuri acolo în momentul în care decideți să ieșiți la un marș. Adică ferească există și este o alegere foarte îndrăzneață pentru a fi la un marș și a participa acolo tot. În astfel de comportament eu văd nebunia, pentru că nu înțeleg de ce să fie atât de agresiv. Știu că ești pasionat de pictură și de artă.
Spune, de unde vine această plăcere, pasiune și de când ai început să cred să că faci? Din copilărie, adică din cât în cât eu desenam și am avut plăcere făcând asta. Am terminat și școala de arte pentru copii, am 4 ani de studii în spatele meu și aș vrea, de fapt, să devin un animator, adică să fac animație. Probabil aș vrea să fac și un și desene animate în viitor. Dar până acum ce ai desenat? Ce desenezi de regulă? Care este stilul tău? Nu știu dacă există de fapt la mine un stil, poate și este ceva definitiv pentru că este mâna mea, dar îmi place foarte mult să fac comicsuri, îmi place foarte mult să fac și portrete. Am făcut și Natura Moartă, adică m-am încercat în mai multe domenii. Mm-hmm. Și din asta câștigi bani sau e strict o plăcere, un hobby? La moment dat, pur și simplu plăcere. N-am luat bani până când. Așa, am înțeles cu studiile și nemijlocit vreau să înțeleg, vrei să lucrezi în domeniul IT. Tu acum ce activitate ai? De fapt, nu vreau să mă activez în domeniul IT pentru că a fost o decizie nu a mea, dar a mamei mele când depuneam actele la universitate. Eu mă gândeam mai mult la design, dar am fost convins într-un fel că design nu aduce bani și asta de fapt nu cred că este corect și nu cred că așa este. Acum situația o văd complet diferit și cred că dacă eu aș fi știut ce știu eu acum, eu aș fi făcut o altă alegere atunci. Adică faci studiile, le finalizezi la dorința mamei, da? Că ea și-a dorit ca da, să faci profesia asta. Dar nu propui să activezi în acest domeniu. Eu m-am încercat deja în domeniul ăsta și nu pot să spun că asta e ceva ce îmi aduce plăcerea. Adică da, este interesat într-un fel, dar pasiunea asta de a mă interesa și, nu știu, să rezolv problemele astea de logică și construirea unui sistem nu este ceva ce aș numi eu pasiunea mea. Mm-hmm. Dar acum unde activezi? Știu că mai și muncești. Acum eu sunt un copywriter la Inițiativa Pozitivă, organizația care face advocacy pentru persoanele HIV pozitive și sunt un coordonator la Gender.com, organizația care, de fapt, protejează drepturile persoanelor LGBTQ+. Și mă bucur de faptul ăsta pentru că am fost și un activist individual în domeniul ăsta la fel. Și comunici cu persoane din comunitatea LGBTQ+. Care sunt temerile lor? Care sunt reținerile lor? De ce destul de puțin se decid într-un final să iasă să vorbească în public pentru că sunt, să spună că sunt homosexuali, non-binari, transgender? Aici pot spun că comunitatea LGBT este un termen foarte abstract, să spunem așa, adică este o singură caracteristică care ne unește. Nu există o comunitate de oameni cu părul brun, spre exemplu, sau părul blond și toți sunt diferiți, toate sunt diferite. Au și diferite interese și hobby-uri și, nu știu, filmuri preferate, culorile preferate, etc. Dar care sunt temerile? Iată, vorbești cu ei. De ce mulți dintre ei preferă să rămână în anonimat cumva, dar sunt în cadrul asociației, organizației, dar mai puțin vorbesc despre asta. Pentru că chiar și pentru mine era destul de dificil să găsesc pe cineva care să vrea să vorbească, să vorbească deschis și să abordeze subiecte considerate tabu. Foarte multă lume are frică să fie deschiși și cumva ei își păstrează anonimitatea, să spunem așa. Adică, într-un anumit cerc, ei pot spune că, de fapt, eu sunt asta și asta și nu au frică că ar fi agresați. Și asta eu complet înțeleg, pentru că asta e alegerea care merge din confort.
Așa că multă lume la noi care este din persoanele LGBTQ+, nu se simt sigur, în siguranță, să-și exprimă. Dar tu te simți în siguranță în Republica Moldova? Nu întotdeauna. Și eu cunosc riscuri, îmi cunosc riscuri la fel și fac totuși alegeri să fiu deschis. Care sunt riscurile? Pot fi agresat pe stradă, nu știu, pot avea niște consecințe neplăcute la universitate, spre exemplu, sau pot fi refuzat un job când eu vin cumva neobișnuit. Ai avut situații să mergi să te angajezi undeva și să reacționezi? M-am angajat odată la o companie machiată, de fapt. N-am avut probleme atunci, așa că a fost un privilegiu, să spunem așa. Machiai, da? Deci... Da, da. Mm-hmm. Și n-am avut întrebări de la colegi, dar cred că erau totuși curioși. Mm-hmm. Alte situații? De ce fel anume? Când ai fost discriminat într-un fel sau altul? Profesorii, iată, la facultate, ziceai că... Când am fost sau când am... Dacă ai fost, dacă ai fost. De la profesori nu, n-aș spune că am fost, căci nu mi-aduc aminte de ceva anume. Mai ales a fost în școală, pentru că, cum am spus, a fost o atmosferă așa cam violentă. Da, e foarte clar. Vreau să discutăm un pic, știu că tu ai regizat și un film despre tinerii LGBTQ+, din Moldova, intitulat Listen, ascultă, da? Listen. Подошла моя другая одноклассница и спросила: "А это правда, что ты лесбиянка?" Я никогда не делала ему камин-аут как бисексуалка или как пансексуалка. Я никогда даже не озвучивала ему это слово. Есть какая-то такая часть меня, которая вот, которую надо будет постоянно как-то заглушать и не показывать, потому что вот будут вопросы. În acest film sunt relatate istoriile a câtorva persoane din această comunitate. Spune-ne de ce ai hotărât să faci un asemenea film și ce ai încercat să comunici prin intermediul lui. Am participat la un atelier care a făcea cadrul din programa Queer Voices. Asta este un festival de filme de la organizația Moldox. Și când am participat în acest atelier, eu mi-am luat decizia să merg mai departe, să nu fac un filmuleț foarte scurt, pentru că am filmat foarte mult și mi-a făcut durerea de fapt să tai de fapt atât de mult ce am filmat și istoria acestei pe care eu le-am auzit. Și am făcut un film de lungă durată. Este o oră acolo și trei persoane care își împart experiența, care își împărtășește experiența și spun despre ce ai trăit, ce au avut în viață, cum stau cu familia, cum stau cu prietenii. Și cum acolo? Iată ce spune despre relația cu familia și prietenii. Acolo sunt trei istorii totalmente diferite. Este o persoană care a fost agresată de maica sa și de fratele său la fel. Cu fratele, de fapt, a fost și mai violent situație când a fost, nu știu, tăiați și mâinile și a fost lovit cu pumnii și etc. Pentru că era gay. Asta a fost o fată și pentru că ea a fost neheterosexuală. Ea nu și-a stabilit, adică cine anume era la moment. Mm-hmm. Ceilalți? Pe ceilalți este un băiat gay. El tot este un activist deschis din Gagauzia. Și după ce el a declarat de fapt că el este gay în rețele de socializare, el primea foarte mult vorbele neplăcute și că el ar fi ucis dacă el ar duce înapoi în Gagauzia și... El amenințau că va fi omorât dacă va merge înapoi acolo. Și acum el este acolo. Acum el nu. Nu este acolo. Este frică. La moment nu este în Moldova, dar trăiește aici, dacă nu mă greșesc. Și cele trei persoane? A treia persoană este una dintre echipa de GenderDoc. Tot este o fată. Ea a avut o foarte interesantă istorie cu tatăl său, pentru că el a acceptat-o și a fost de fapt interesat cum asta și asta se întâmplă și
el a avut dorință de a înțelege, să spunem. Mm-hmm. Curios, adică ai încercat să lărgești spectrul atunci când familia intră în situații, înțelege și reacționează ok și cineva care reacționează foarte agresiv. Dacă ai avea de ales, te-ai căsători cu o femeie sau cu un bărbat? M-aș căsători cu o persoană față de care aș avea sentimente. Nu contează. Nu contează. Dacă ai întoarce timpul înapoi, înainte să anunți că ești o persoană non-binară și că ești bisexual, ce ai schimba? Nu cred că aș schimba nimic, pentru că sunt cine sunt și sunt foarte confortabil cu faptul ăsta. Ce ai vrea să le spui persoanelor cărora le este frică să recunoască faptul că sunt homosexuali sau non-binari sau transgender? Informați-vă și găsiți oamenii care sunt la fel ca și dumneavoastră, pentru că mai există și nu trebuie să vă temeți de voi înceva. Acum spune cât de homofobă crezi că este Republica Moldova de la 1 la 10? 1 nehomofobă, 10 foarte exagerat de homofobă. Între 6 și 8, aș spune. Între 6 și 8. Dar asta e experiența mea. Dacă ar fi în fața ta acum un homofob, ce îi spune? Dacă aș fi fost forțat într-o conversație? Nu, pur și simplu, știind că el are o atitudine foarte neprietenoasă și chiar dușmănoasă la adresa persoanelor din comunitatea LGBTQ+. Nu cred că aș intra în conversație în genere, pentru că nu cred că trebuie să-mi cheltui resursele este emoționale și energetice pentru a schimba părere la o altă persoană care nici nu vrea să comunice. Ce te-ar face să renunți la modul, la machiaj nemijlocit, la cercelul nas, cercelul în urechi, la unghii vopsite? Ce m-aș face să renunț? Da. Este vreo situație care te-ar face sau vreun motiv? Adică ai întâlnit, să zicem, o persoană, da? Care o iubești, dar el zice că, uite, mie mi-ar plăcea mult mai mult dacă tu ai renunțat la chestiile astea. Ai face-o? Sau dacă ai, nu știu, ar fi cineva foarte agresiv în raport cu tine? Am avut astfel de situație și am spus, asta e despre confortul tău și nu despre mine. Așa că, pentru ce tu limitezi pe mine când tu vrei ceva mai mult decât confortul meu care o să fie în momentul ăsta? Ai avut persoană care erați într-o relație sau început de relație și zicea că ar vrea ca tu să nu te mai machiezi și să nu, da? Nu a fost o persoană din relație personală, dar da, a fost din cei apropiați. Și eu atunci înțelegeam că asta nu e persoana pe care eu vreau în viața mea. Pentru că nu mă acceptă. Dintre rude mai mult, da? Sau... Dintre rude și a fost o prietenă tot. Am înțeles. Cum crezi? Ce impresie își fac oamenii când te văd pe stradă, spre exemplu? Cred că se gândesc că eu sunt bolnav sau ceva. Dar de ce? Pentru că, nu știu, în genere, majoritatea persoanelor, să spunem așa, sunt foarte convenționali și convinși că dacă persoana care arată ca bărbat se machiază, asta înseamnă că el este nebun sau ceva. Nu știu, m-am întâlnit și cu persoane care sunt de fapt uimiți de asta, spun că sunt foarte îndrăzneți, dar asta nu e despre îndrăzneață, cred că, într-un sens. Pentru mine asta e alegere și eu stau cu această alegere, pentru că mă simt bine așa. Am înțeles. Ce ai vrea să le spui părinților? Vă iubesc și cred că o să ne înțelegem în viitor tot. Mai bine decât acum, da? Da. De ce ți este frică cel mai mult? Îmi este frică de a fi singur, singur complet, adică fără oameni în jurul meu și să fiu fără suport și fără fără comunicație, spunem. Maxim, tu acum ești fericit? Da, aș spune că sunt. De la 1 la 10. 10 fericit, fericire supremă? 8. 8. Ce te faci fericit? Mă fac fericit prietenii mei, mă face fericit sora mea,
Mă face fericit și lucrul meu și faptul că pot să activez ca un activist civic și să mă găsesc în acest domeniu și să mă exprim tot aici prin acest domeniu. Dar sora te înțelege? Da, mă înțelege și mă primește. Conflicte nu ați avut? Nu. Noi luptam foarte mult în copilărie, dar acum tot e bine. Ea este mai mare, mai mică? Mai mică. Mm-hmm. Avem diferență de 7 ani. Cum crezi? Ce contează cu adevărat în viață? În viață foarte mult contează să fii fericit sau fericită. Pentru că asta e mai mult despre armonia cu sine. Și asta afectează foarte mult. Asta îți afectează și viața. Și într-un sens construiește și cercul tău de apropiat și apropiate. Cam asta. Deci în armonie cu... Da, să fie în armonie cu sine. Maxim, mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Mersi pentru că m-ai invitat. Prieteni, era acum concursul organizat de partenerii noștri de la A Priori Wine. Ce avem aici? Vin sec roșu, fetească neagră. Ca să obțineți acest cadou, trebuie pur și simplu să scrieți în comentarii o impresie despre interviul de astăzi. Cea mai originală dintre ele va obține acest set de vin. Iar dacă sunteți din municipiul Chișinău, personal vin și vi-l aduc. Foc la ghete! Thank you.